Salut internet! În continuare încerc să mă țin de promisiunea conform căreia o să postez două clipuri pe săptămână, cel puțin până de Crăciun. Așa că dacă îți plac genul acesta de povești, apasă și tu butonul de subscribe, dă un like și astăzi o să vorbim despre seriale. Am făcut mai de mult un clip în legătură cu niște filme geniale pe care trebuie neapărat să le vezi. Pun linkul în descriere și știu că v-au plăcut filmele pe care vi le-am recomandat atunci. Întâmplător sau nu, majoritatea serialelor despre care o să vă zic se află pe aceeași platformă. Nu vă zic care, ca să nu spuneți că ai luat bani de la aia ca să promovezi. Aș fi luat bani dacă îmi dădeau. Nu e vorba de asta, pur și simplu e prima oară când intru cu adevărat să văd ce filme și seriale sunt pe acolo și am găsit câteva chiar foarte bune. O să zic și de pe cealaltă platformă unul la final ca să fie toată lumea fericită. Dat fiind faptul că în ultima vreme am destul de mult timp liber și mă relaxez că sunt în vacanță, am descoperit câteva seriale la fel de geniale pe care trebuie neapărat să le vezi, așa că dacă ăsta e un conținut care îți place, nu uita, te mai așteptăm aici. Hai să vedem care sunt serialele. Primul dintre ele, Mare of Easttown, este un serial polițist care mie mi-a plăcut foarte mult și îți spun așa în mare despre ce e vorba. În primul rând este cu Kate Winslet din Titanic, e cea faimoasa Rose, care, mă rog, e 25 de ani mai în vârstă, dar e la fel de frumoasă și joacă extraordinar. Care e faza cu filmul? Este un film polițist, ea joacă rolul unei polițiste care trebuie să descopere un caz. Eu de obicei la genul ăsta de filme mă prind mai repede cine-i criminalul, cine-i răufăcătorul, băi, dar la ăsta vă jur că aproape toate teoriile pe care le-am avut au fost greșite și într-un final în care până la urmă m-am prins cine este ăla rău, a fost efectiv în ultimul episod când deja era mega evident. Deci de asta vă zic, este făcut foarte bine, te duce pe foarte multe căi greșite să crezi despre foarte mulți oameni că ei sunt răufăcătorii și chiar vă provoc, dacă vă uitați, să-mi dați mesaj pe Instagram, aici este, să-mi spuneți dacă v-ați prins mai repede cine este criminalul și spuneți-mi în ce episod ați făcut-o. Eu am început să mă uit la el pe la 10 seara, că am zis hai să văd cum e, poate e interesant. Și n-am dormit în noaptea aia, absolut deloc, cred că m-am culcat la 8:30 dimineața, pentru că m-am uitat la toate cele 7 episoade, unul după altul, deci efectiv nu puteam să-l opresc. Așa că primul dintre ele vi-l recomand din tot sufletul, dacă vă place genul, cu polițiști, cu crime, cu mistere, cu toate treburile astea, un serial extraordinar, uitați-vă! Al doilea serial din lista noastră este un serial cu avocați. Mie îmi place foarte mult genul ăsta de seriale. Mi-a plăcut Suits, bineînțeles, foarte mult. M-am uitat și la The Good Wife, care până să devină telenovelă chiar a fost ok. Dar acest serial pe care vi-l zic acum are o însemnătate specială pentru mine. De ce? Pentru că este un fel de origin story al unui personaj pe care eu îl urmăream când eram copil. Perry Mason se cheamă el. Țin minte că când eram eu copil, era pe Acasă TV în fiecare joi. Și îmi plăcea foarte mult să mă uit la el, că era cu un avocat care rezolva cele mai grele cazuri. E, serialul ăsta despre care vă zic eu este cu același Perry Mason, dar vă arată cum a devenit el avocat și care a fost primul lui caz. La fel, foarte, foarte frumos făcut. Ce m-a impresionat aici, pe lângă povestea care este foarte bună, mi-a plăcut enorm, enorm, mi-au plăcut cadrele, felul în care este filmat, adică se vede că s-a muncit foarte mult, o calitate extraordinară și, bineînțeles, actorii nu mai are rost să vă mai zic despre ei pentru că sunt extraordinari. Așa că, dacă vă plac filmele cu avocați, la fel, este un sezon, abia a apărut, poate se continuă, cine știe, dar este foarte, foarte bun. Un caz, avocatul nostru, Perry Mason, care devine un mare avocat, probabil se vor mai face și alte episoade, este origin story-ul lui, uitați-vă, nu o să regretați, chiar e foarte bun. Al treilea serial pe lista noastră este un fel de comedie, acțiune, mă rog, e ceva ostruț-o cămilă, dar de ce mi-a plăcut în mod deosebit este pentru că este cu un actor care îmi place foarte mult. Bill Hader este actorul, este un scriitor și un făuritor de umor, dacă vreți, pe care eu îl apreciez foarte mult, dar ce mi-a plăcut este că filmul nu este tocmai comedie și el a arătat că poate să joace și ceva ce nu e comedie. Cu siguranță îl știți din foarte multe filme de genul ăsta, dar nu și din filme de acțiune. Evident că are și multe faze amuzante, cel puțin în primul sezon chiar am râs foarte tare. Este și un personaj în film care mi-e place foarte mult, este vorba de adjunctul mafiei. Deci e al doilea în charge la mafia, mă rog, nu vă dau multe detalii, ăla spân.
Băi, un personaj extraordinar de bine făcut. Despre ce e vorba foarte, foarte pe scurt, e în felul următor. Barry ăsta este un asasin plătit care s-a săturat să omoare oameni, nu mai vrea chestia asta și trebuie să omoare la un moment dat pe cineva. Și ăla făcea cursuri de actorie și ăsta ajunge la cursul ăla de actorie. Prin o anumită cursă de împrejurări ajunge pe scenă să joace o scenă și îi place foarte mult actoria și vrea să se lase de ucis oameni ca să devină actor. E, și de aici se întâmplă o grămadă de alte chestii cu vechea lui meserie care nu-l lasă să iasă chiar așa ușor și cu dorința lui de a ieși și de a deveni actor. Primul sezon extraordinar de bun, mi-a plăcut foarte mult, am râs, este foarte funny și e foarte haios. Al doilea sezon la fel, al treilea nu prea mi-a plăcut, că mi se pare că deja a devenit mai spre dramă, mi se pare că deja a început să se ia mai în serios. Pe mine, mă rog, nu m-am mișcat la fel de tare. Dar primele două, extraordinare, uitați-vă că o să îmi mulțumiți. Următorul serial pe lista noastră este The Flight Attendant. Sau, cum ar veni în română, stewardesa sau însoțitoarea de zbor, bineînțeles, pentru cine nu știe franceză, v-am explicat eu, nu nicio problemă, cu plăcere. Care-i faza? M-am uitat la serialul ăsta pentru că era cu frumoasa Kaley Cuoco, sper că așa se pronunță, Penny din The Big Bang Theory, și am zis, bă, hai să vedem ce și cum, sigur o să râd. E, mare surpriză ce am avut, când de fapt serialul nu este deloc comedie, ba din contră este mai spre dramă și, băi, face fata asta un rol extraordinar, deci nu-mi vine să cred cât de bine a putut să joace, o acțiune foarte dramatică, ea joacă un personaj destul de complicat în opinia mea, că joacă rol triplu, quadruplu, apare în mai multe ipostaze, mă rog, o să vedeți voi despre ce e vorba, dar plotul este foarte interesant și din nou primul sezon foarte bun și al doilea ok, dar mi-a plăcut mai mult primul. Ce se întâmplă? Ea este o însoțitoare de zbor, se combină cu un tip, se duce la el la hotel, fac dragoste pasională împreună și a doua zi ăla moare, el găsește mort și ea este acuzată de uciderea lui. Și de acolo, felul în care ea încearcă să-și amintească ce s-a întâmplat, încearcă să scape de criminal, să vadă ce și cum, care e toată faza, e o poveste mai complicată, o să vedeți voi. La ăsta vă spun că m-am prins destul de repede cine este ăla rău, chiar prea repede m-am prins, când nu e un serial așa la fel de intens scris cum a fost Mare of Easttown, despre care v-am spus, dar tot te ține cu sufletul la gură și vrei să-l vezi, este foarte entertaining și Kaley Cuoco extraordinară ca de obicei, așa că un pic mai light serialul, dar merge, este foarte, foarte bun, vi-l recomand. Un serial care mi-a plăcut foarte mult, dat fiind faptul că îmi plac enorm filmele cu supereroi, mă uit la absolut tot ce apare de la DC și de la Marvel, sunt super geek, mă joc toate jocurile, Spider-Man, Batman și absolut tot arsenalul de genul acesta. Ăsta e un serial cumva cu supereroi, mă rog, cu un supererou jucat de John Cena și se numește Peacemaker. Este foarte, foarte tare, John Cena joacă extraordinar de bine, este foarte amuzant, îmi place foarte mult cum joacă John Cena comedie și credeți-mă, este foarte greu să joci comedie pentru că în comedie totul ține de timp și dacă ratezi timpii glumei, nu ți iese gluma. Desigur, ăsta e un serial așa light, eu am râs de foarte multe ori la el. Cumva se încearcă a fi un fel de Deadpool, ca să zic așa, ca abordare, deși personajul Peacemaker nu e la fel de savuros, pentru că nu e așa witty ca Deadpool, dar e așa, cum ar veni un prostovan de la foarte bun la suflet, știi, un uriaș de la care nu e foarte smart, dar îți dai seama că are intenții foarte bune și că sufletul lui e curat. Mie mi-a plăcut foarte mult. Sidekick-ul lui este un personaj foarte, foarte fun, îmi place la nebunie. Am uitat cum îi zice. Mă rog, o să spunem aici pe ecran cum îl cheamă, ne amintim după aia, dar îmi place foarte mult personajul respectiv și ți-am zis, Peacemaker așa pentru o relaxare, mai de băieți cumva, dacă ai chef fără să te iei prea în serios, e Caterinca, eu am râs, ți-l recomand. Și acum hai să vă zic și unul de pe cealaltă platformă, ca să nu spuneți că am zis doar de pe una și domnule, ce reclamă ai făcut tu. Am început de curând să mă uit la Manifest, știu despre el de foarte multă vreme și este foarte tare. Vă spun doar premiza ca să vă fac puțin curioși. Se întâmplă în felul următor. Niște oameni sunt într-un zbor, la un moment dat îi lovesc niște turbulențe puternice. Zborul până la urmă decurge cu bine, pilotul aduce aeronava la bază fără nicio problemă la aeroport. Problema este că în momentul în care ăștia coboară din avion, vin foarte mulți polițiști, foarte multe autorități care îi anunță că au lipsit 5 ani. Deci ei au fost în zborul la 5 ani. Pentru ei nu s-a schimbat nimic, dar pentru toți oamenii din jurul lor au trecut 5 ani de când ei au decolat până când au aterizat. E, și de aici
lucrurile se complică. Gândiți-vă că erau cupluri care, mă rog, erau împreună și credeau că soții lor au murit. Mulți oameni din viețile celor din avioane nu mai sunt. Viețile lor au devenit cu totul și totul altfel și acum ei trebuie să rezolve în primul rând treburile astea care sunt șocante pentru familiile lor, să-i vadă după 5 ani că de fapt sunt vii și bineînțeles să descopere ce mama naibii s-a întâmplat de au zburat 5 ani, cum ar veni așa într-un zbor. Vi-l recomand și pe ăsta, este foarte tare, sper să nu dezamăgească până la final, că nu l-am văzut pe tot, dar până acum mi se pare foarte, foarte bun și plotul pare foarte interesant. Cam astea au fost serialele pe care vi le recomand. Vă spun în schimb la ce seriale urmează eu să mă uit chiar acum, pentru că le am pe listă. Până acum, cât am fost la radio atâția ani, mi-era foarte greu să am timp să mă uit la filme și la seriale, pentru că aveam timpul foarte, foarte bine măsurat, trebuia să mă culc de vreme, nu prea îmi permiteam să pierd nopțile. Acum, în schimb, bă băiatule, deci vara asta am stat efectiv până la 4-5 dimineața, numai așa m-am culcat și m-am jucat Dota și m-am uitat la filme și m-am uitat la seriale și efectiv mă bucur și eu de o vacanță prelungită și, zic eu, bine meritată. Încerc să fac cât mai mult conținut și pentru voi, pentru net. Știu că am luat o pauză destul de lungă, dar sper că ne vom revedea în curând și o să pun cât de multe clipuri pot. Serialele la care urmează să mă uit acum sunt The Boys, despre care am auzit doar lucruri bune, dar încă n-am apucat să mă uit pentru că efectiv nu mi-am făcut Amazon Prime. Mi-a fost complicat ceva că aveam un cont, nu mai știu parola, mă rog, trebuie să deslușesc treaba asta. Deci ăsta clar am auzit că este extraordinar de bun, vreau să-l văd. La fel am început de curând să mă uit la Succession, care la fel mi se pare foarte bun, e și amuzant și povestea este foarte, foarte tare. Până acum ce am văzut vi-l recomand și la fel îmi doresc foarte mult în cele ce urmează să mă uit la Westworld, care din nou am înțeles că este foarte bun, deși din ce mi s-a spus și din ce mi s-a recomandat, se cam strică pe final. Deci că primul sezon este foarte, foarte tare, așa că abia aștept să-l văd. Dacă aveți sugestii de seriale geniale, lăsați-le și voi în comentarii, dar hai ca să nu facem un cârt de foarte multe seriale cu niște comentarii pe care nu o să le citească nimeni dacă sunt prea lungi. Spuneți-mi așa, top 3 cele mai bune seriale pe care le-ați văzut voi. Cumva, nu știu, aș încerca să ies din alea clasice, Game of Thrones, Breaking Bad și, mă rog, nu mai vin acum, oricum le-am văzut pe toate. A, și bineînțeles, vreau să mă uit la prequelul Game of Thrones, abia aștept, am citit cartea, știu ce se întâmplă, știu despre ce vorba, sper să fie, Doamne ajută, la fel de bun precum primele 6 sezoane de Game of Thrones și nu la fel de prost ca ultimele 2 din Game of Thrones. Doamne, ce aștept să apară cartea lui George R.R. Martin. Așa că aștept de la voi comentarii să vedem la ce să ne mai uităm. Spuneți-ne eventual top 3 all time pentru voi, care sunt astea clasice, Stranger Things și altele. Și spuneți-ne top 3 seriale mai noi, ca să ne luăm unii de la alții pe recomandări. V-am pupat, mersi că ați fost aici, ne vedem clipul viitor.